Și v-a dus sigur, în într-o jumătate de oră, era unul din prietenii mei. Înțeles, eram colegi de promoție. El terminase la secția electromecanici, eu terminase în facultatea navigației. Dar v-a dus în spate vreo clipă, vreun pas, vreun metru? Vreun de la puntea principală până la etajul 8. Deci chiar v-a dus. Păi ce, de ce a mai reparat liftul? Că dacă tot v-a cărat... L-a reparat după. A, după, aoleu. Da, deci este stare de tot. Oricum ăsta rămân, cred că cele mai tari interviuri ale dumneavoastră din toate timpurile. Și ce am făcut alaltări și ce facem acum. Bun, să recunoașteți... sunt întâmplări de la bord pe care... Adevărat. Dar înseamnă că erați un mic dictator acolo pe vapor? Nu, eram comandant. Un comandant, mă rog. Deci înțelege fiecare ce vrea. Nu, că asta am ajuns ca să văd dacă erați un domn brutal sau nu. Nu eram deloc brutal, nu, pentru nu că, de spre exemplu, un comandant de navă n-are nevoie să fie brutal. Regulamentele marinei comerciale sunt atât de stricte, încât nimeni nu îndrăznește să iasă din regulamente, mai ales că viața fiecăruia depinde de respectarea regulilor la bord. Și acum, apropo de bancuri, ați auzit ce bancă a apărut ieri? Nu. John are roșu, da? Și Crin Antonescu galben. Când se amestecă roșu cu galben, știi ce este? Portocaliu. Este portocaliu, da, știați, să vă spun, s-a găsit copilul pe care l-am lovit la Ploiești. S-a găsit și s-a aflat și numele, îl cheamă Mircea Joana. Da, vedeți. Da, l-ați bătut pe Joana. Îl bateți duminică seara? De acum eu nu pot să-l mai bat, doar românii pot să-l bată. Dar apropo de curentul de pe vapor și de liftul care nu mergea, e adevărat că vreți să opriți curentul duminică seara? Hai, la niște secții de... Da, așa s-a spus asta, au zis cei de la PSD. Nu, nu. Sunt... Pregătiți diverse manevre? Jocuri de campanie, cum să oprească electricitatea ca să ce? Să nu se numere voturile? Care-i rostul? Nu-mi dau seama. La soft acolo, să se umble la soft în calculator. Da. Acum, confruntarea de ieri a ținut până la urmă 3 ore și ziceați dumneavoastră că adversarii vor una mai lungă ca să vă lase coloana, da. Să aveți dureri la coloana. Ați avut problemă? Nu, până la urmă... Am văzut că în pauză Joana s-a așezat pe scaun și... Aveam condiția fizică să mai stau 3 ore. Da. Că am văzut că Mircea Joana s-a așezat pe un scaun, l-am dat la pauză, dumneavoastră ați rămas în picioare. Deci ați încheiat meciul, cum se zice, în picioare. Spuneți-mi despre soție și scrisoarea soției. A făcut-o dânsa, a scris-o dânsa sau doar a semnat-o? Da, și-a ezitat și foarte mult să mă o scrie și i-a luat și foarte mult timp să o scrie. E o femeie care s-a aflat despre tine de la unul ca Dinescu. Că soțul tău te-a bătut, sunt convins că a revoltat-o. De fapt, când a văzut emisiunea, eu nu eram acasă, am ajuns acasă, era revoltată. Așa deci, v-a povestit soția? A văzut, da. O femeie cu care totuși am o căsnicie de 33 de ani și pe care nici măcar odată n-am atins-o cu o vorbă. Dar aminte s-o bat și să lansezi în spațiu public asemenea mizerii, trebuie să fii destul de depreciat moral. Faptul că ai o etichetă de dizident nu te scutește de depreciere morală. Iar Dinescu a căzut în această patimă a bârfei ieftină pe bani. El, de fapt, dacă vă uitați când vorbește, trece prin televizor mirosul de petrol. Cum adică? De ce? Păi, finanțat cu bani din petrol, ce să facă și eu? Aveți vreo dovadă că îi dă Patriciu bani? Nu, e o presupunere, dar mirosul de petrol se simte. Dumneavoastră tot timpul, da, aruncați așa și cu Nicolae Popa asta, deci știați ceea ce noi habar nu aveam. Acum, revenind, soția dumneavoastră o văd oamenii și recunosc. Și acum e foarte frumoasă, mă închipui cum era în tinerețe. Dar dumneavoastră ca marinar, ca om care merge să fie o vorbă, aveați în fiecare port câte o amantă? Bun, avut asta amantă? Este o poveste marinărească. Da. Ce este drept, marinarii când ajung într-un port nu merg la bibliotecă, asta sunt sigur. Da, se duc la un bar, la un... Deci nu la bibliotecă merg echipajele, la un restaurant, au nevoie, da? E departe de realitate, celebra poveste cu marinarul cu amantele în fiecare port. Nu, dar se spune când erați tânăr, înainte să vă căsătoriți, erați, cum se spune, un Don Juan.
Eu m-am căsătorit în anul 4, deci n-am apucat să fiu Don Juan. Totuși, 4 ani de facultate acolo? Înainte de facultate? Bine, toți eram... Institutul de Marină e la malul mării. Păi da. Doar nu credeți că stăteam pe Ghiol și nu treceam în Mamaia. Da. Cine v-a învățat să puneți 4 cuburi de gheață în whisky? Ai un comandant în vârstă, Bogdan. Bogdan? Da, pe prima navă pe care m-am dus, m-a învățat cum trebuie să bei un whisky, să pui 4 cuburi de gheață și pe urmă whisky până când plutește gheața, deci... ceea ce face să fie foarte puțin alcool, doar la început simți gustul whisky-ului, după care e gheața topindu-se devine o geamă. Și de-aia ziceți că așa beau oamenii deștepți. Adică așa se îmbete, beau sau... oamenii care vor să nu se îmbete și care vor să rămână cu ficatul sănătos. Iar oamenii... Dar nici asta mult. Da, nu trebuie făcut exces. Totul... cu măsură. Păi acolo pe vapor îmi închipui că dacă altceva nu aveați de făcut... Pe vapor după... era interzis consumul de alcool. Interzis? Sigur. Ultimul atac al dumneavoastră aici în studio împotriva dumneavoastră s-a spus așa că dumneavoastră pe vapor erați atât de dur încât nu-i lăsați pe ceilalți de pe vapor să cumpere și ei blugi, cafea sau whisky să aduceți acasă. Da. Și că făceați asta doar dumneavoastră. Sau, mă rog, și cum credeți că puteți să ții un echipaj? Uite, o să vă spun un lucru care... poate fi interesant și sunt foarte mulți oameni în viață care îl pot confirma. Când am luat petrolierul Biruința, eram comandant pe un petrolier de 85.000 de tone, Crișana. Era o mare problemă formarea echipajului pentru Biruința, pentru că la terminarea construcției acestei nave, primele două nave se scufundase, da, de aceeași mărime, de 157.000 de tone. Fusese Independența și Unirea. Fratele meu era ofițer 2 pe Unirea când s-a rupt Unirea și s-a scufundat în Marea Neagră, la Cap Caliacra. Și cam toată flota se uita la șantierul naval Constanța, cum se terminase de construit nava. Trebuia să se intre în probele tehnologice, probele de cheu și, pe urmă, probele de mare și toți își puneau problema ce echipaj va merge după ce primele două, Independența și Unirea, se scufundaseră. Și întors dintr-un voiaj cu Crișana, petrolierul ăsta de 85.000 de tone, ăsta avea doar 240 de metri față de Biruința, care avea 306 metri. M-a chemat directorul companiei și mi-a spus: comandante, te debarci de pe petrolierul Crișana, mergi în șantier și preiei petrolierul Biruință. Ca orice comandant disciplinat am spus da. Îmi și doream pentru că deși eram foarte tânăr, aveam 33 de ani când am luat petrolierul Biruința, era pentru mine un challenge extraordinar. Comandam navă de 85.000 de tone, care era cea mai mare atunci, și pentru că se scufundase primele două, de asta era cea mai mare, primele două de 157.000 de tone. Și